Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proforma. Iată-ne din nou la treabă. Nu vă spun, este sfârșit de săptămână. Majoritatea copiilor au așteptat cu nerăbdare să intre în weekend, nu să se recreze, dar noi nu stăm pe gânduri, continuăm activitatea. Suntem în direct, da? O să vă le povesti și părinților că pot urmări lecția de acasă. Ei pot sta liniștiți acolo și vor urmări exact ce facem noi. Ștefania are temă pentru astăzi, pentru data viitoare și ne și pune câteva probleme. Hai, te rog, Ștefania. Deci clasa nu a 10-a. Clasa a... Ce a trecut timpul. Ce repede a trecut, dar sunt a 10-a, da? Bravo! Să vedem, Ștefania. Ioana vinde în piață de 6 ori mai multe lădite cu cireșe decât cu vișinea. Stop! Să începem. Deci Ioana vinde în piață cireșe și vișine. Eu așa înțeleg. Deci are la vânzare cireșe și vișine. Da. Spune? Cireșe? Ioana vinde în piață de 6 ori mai multe lădite cu cireșe decât cu vișinea. Deci, cireșele sunt mai multe, nu? Da, cu deci 6 ori mai mult decât vișine. Deci, dacă notăm vișine, să zicem cum este segmentul ăsta, vișine, cireșele ar trebui să facă un segment care să însemne de câte ori mărime acestuia. Deci 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Bun. Astea sunt cireșe. Deci vișinele în aici și cireșele aici. Bun. În total, 492 kg de fructe. Deci în total, deci total, 490 kg de fructe. Adică cireșe și vișine. Da? Cireșe și vișine la un loc. Da. Atâtea kilograme. Câte lădițe de cireșe și câte lădițe cu vișine a vândut? Dacă o lădiță cu cireșe cântărește 12 kg. Deci, una lădiță cireșe cât 12 kg, da? Da. Și una de vișine 10 kg. Și una lădiță vișine 10 kg, da? Da. Nu asta să le batem capul să fim siguri că facem. Vreau să lucrez la ea. Segmentele sunt lădițe? Deci, atenție! Sunt lădițe și vișine, da? Lădițe sunt numărul lădițelor de cireșe de 6 ori mai mare decât a celor de vișine. O lădiță de cireșe cântărește 12 kg, iar una de vișine 10 kg. Da? În total, cantitatea totală este de cât am spus? Totală este 490 kg. Da. Mă, dar voi așa repede să faci problemele astea? Simplă, foarte. Trebuie să aflăm câte sunt de fiecare? Să aflăm câte lădițe sunt de fiecare tip, nu? Da. Să aflăm câte lădițe... Ați făcut-o la clasă, voi? Ba nu. Nu? V-ați prins așa repede? Nu. Eu nici n-am înțeles, opinii. Deci mai luăm încă o dată. Nu așa? Până la urmă? Poftim? Un segment este o lădiță? Nu, un segment... Numărul de lădițe de vișine este atât. Deci, numărul de lădițe am însemnat aici. Deci, câte lădițe de vișine. Iar cireșe sunt de 6 ori mai mult. Da? Deci, dacă notăm cu un segment numărul de... Deci, ăsta e numărul de lădițe vișine. Nu știu, 7, 8, 10. N-am idee câte sunt. Dar numărul de lădițe de cireșe e de 6 ori cât ăsta de vișine. Problema e frumoasă. O facem. facem. Ai aflat câte lădițe înseamnă un segment? Cât este un segment de la ca număr de lădițe? Da. Am făcut 490 împărțit la 7. Da. Păi, dar nu spune că sunt atâtea lădițe la un loc. Și sunt kilogramele. Da. Asta e altceva. Nu total. Deci numărul total al cât cântăresc vișinile și recile la un loc. Deci, atenție! Că mi-ai făcut 490. Și care-i întrebarea? Care-i întrebarea problemei? Întrebarea. Eu te gândeam o probleme. Câte lădițe de cireșe și câte lădițe de vișine a vândut dacă o lădiță cu cireșe cântărește 12 kg și una de vișine 10 kg? Asta-i problema. Și nu-i numărul niciuna. Deci termină tot. Termină tot. O facem sigur, o facem sigur. Dar, atenție, nu-i numărul total de lădițe 490, că atunci aveai tu dreptate. Și este vorba de cantitatea totală de vișine și cireșe. Adică, dacă or fi 10 de vișine, înseamnă că vor să fie câte de aici? 60 de cireșe. Dar cele 10 de vișine înmulțit cu cât când întărește o lădiță de vișine cu 10, 10 ori 10 ar face 100, da? Și din face ar fi 60 ori 12, da. Și ar da 60 ori 12 ar face 720 și cu 10 și cu 100, 820. E mult 10 lădiți. Deci mai puține lădițe de vișine trebuie să fie. Că am depășit pe 490. Eu m-am gândit să facem la cireșe 12 ori 6. Deci la cireșe 12 ori 6. Și la lădițele cu vișine 10 ori 1? 10 ori 1? Nu! 10 ori numărul de lădițe. Ori A. Ori A. Da? Notăm cu A numărul de... Hai să facem așa. Notăm cu A numărul de lădițe de vișine. Da? Deci A numărul de lădițe de vișine. A. Și facem 10 ori A egal cu 4. Cât ori fi de cireșe? Care este numărul de... 12 ori 6. Nu. E de 6 ori A. Atunci, A ori 6. 6A reprezintă numărul de lădițe de cireșe, da? Deci e de 6 ori. 6 ori A, numărul de lădițe de cireșe. Poți să fii metoda aritmetică? Aritmetica ar vrea să fac eu. Okay. Deci aici noi suntem la aritmetică. Da, da. Până în clasa a 6-a, 5-a, a 6-a facem probleme gândind aritmetic, da? Nu algebric. Tu mă împingi acum pe o chestie algebrică. Dar n-am ce face. Știi, dacă tu e dorința ta, să vedem cum gândești tu mai departe. De ce te las? Deci dacă știi că sunt A lădițe, merge greu cu alădițe. Eu aș zice așa. Presupunem că sunt atâtea lădiți. Și începem să lucrăm. Să zicem că sunt 5 lădițe cu vișine. Presupunem. Noemi, hai să facem așa. Presupunem că sunt 5 lădițe cu vișine. Ori 6 și mi-a dat 72. 12 ori? Ori 6, dar de ce sunt 6 segmente. Dar ce îți reprezintă 72? Reprezintă numărul kilogramele de la toate grădițele. Kilogramele... Parcă asta ar fi o lădiță. Parcă ar fi o lădiță în mintea ta, cum ai gândit așa. De aceea suferim un pic. Și atunci, eu vin așa și spun. Presupune că ar fi 5 lădițe cu vișine. Câte ar fi cu cireșe? Câte ar fi cu cireșe? 30. Dacă sunt 6 ori mai mult, deci de 5 ori 6, 30. Atunci ar rezulta că numărul lădițelor, da? Numărul lădițelor care? Numărul lădițelor de cireșe, cu cireșe, ar fi 6 ori 5 egal cu 30. Lădițele, da? Lădițe. Ei bine, dacă ar fi 30, acum am putea să aflăm cantitatea care e în total? Da. Că am înmulțit pe 5 cu cât cântărește o lădiță de vișine, cât cântărește? 10. Și ar veni. Cantitatea de vișine ar fi. Cantitatea de vișine ar fi. 2 puncte. Cât ar fi? 5 ori 10. Și de 50. Da? Da? 5 da. Și în fiecare lădiță. Și atunci și cireșe 50 ori 6. Nu 50. 30 ori 12. Da, așa. Da. Că o lădiță cântărește, cât o lădiță cântărește? 12 kg. Noi avem câte lădițe? 30. Deci putem spune cantitatea de vișine ar fi 5 ori 10. 5 înmulțit cu 10, cum faceți voi orice, da? Da? 5 ori 10 și egal cu 50 kg. Iar cantitatea de cireșe, ar fi, cât ar fi cantitatea de cireșe? 30 ori 12 și egal cu cât? 30 ori 12. Acum fac. 30 ori 10, 300. 360. Da. Ar fi 360 kg. Da, 360. Iar acum, ca să vedem cât e la un loc? 410. Am adurat, nu? 410. Deci, în total, deci la un loc, ar fi 410 kg. Da, dar eu trebuie să ajung la cât? La 490. Din păcate... Mai mărim cu 80. Mai mărim cu cine? Trebuie să acoperim încă 80 de kilograme, da? De unde trebuie să pornim să mărim numărul? De la cine? De la presupunerea că sunt 5 lădițe. De la presupunerea că sunt 5 lădițe și nu m-am apropiat, măresc numărul de lădițe de cireșe cu 1, atâta. Că mi-e teamă dacă cumva s-ar deasupra. Vrei să zicem cu 7? Merg cu mâna ta. Ai vrut să mergi cu 7, da? Da. Merg cu 7, mă. De ce? De ce să nu merg cu 7? Dacă sărim, mă, ne întoarcem înapoi. Perfect. Zicem. Presupunem că numărul de lădițe lădițe cu vișine este cât? 7. Atunci rezultă că numărul de lădițe cu cireșe de câte ori este mai mare? De 6 ori. Adică 6 ori 7 42, da? Atunci a rezultat că numărul lădițelor cu cireșe va fi cât? 42, da? 42. Și acum, dacă știu pe cireșe câte sunt, vișine câte sunt. Știu cât cântărește o lădiță cu vișine. Cât cântărește o lădiță cu vișine? Ștefania, cu vișine, cât am spus cât vișine? 10. 10. Și câte lădițe am cu vișine? Uite câte am zis acum, raționamentul ăsta. 7. Cu cireșe cât am? 42, 42. Da? Și zicem acum, 7, vorbește-te, rog, te rog. 7 ori 10. 10 egal cu 70. 70 kg vișine. Da. Și? Acum facem 42 ori 7. Ori cât? 42 ori cât tărește o singură lădiță cu cireșe? 12. 42 da. Ori 12. Ori 12 egal cu... Vă rog să mulțiți voi 42 cu 12, că nu mai este. 484. 408 cum e dat în el. Acum, doc. Ia să vedem, mulțiți voi. 42. 508. 42 ori 12. 42 ori 12. Mi-a dat 674. Moș, eu vreau să vă spun. 684. 684. 12 ori 42. Ah, nu, am greșit aici. 42 ori... Greșiți undeva. Da, e 508. Hai să mulțim. 42... este... Poți să fac eu la tablă? Poftim. Hai să facem. 504. Mie mi-e dă 504. Da, și mie. 504. 42 ori... 12 egal cu... 2, 4. 2, 8. 2 ori? 2 ori 4. 8. Așa, 2 ori 1 ai zis. 2 ori 4, da. 8. Da. 1 ori 2, 2. Da. 1 ori 4, 4. Așa. 4, 10, 5. 504 kg. Și noi câte aveam? Câte aveam în total? Câte aveam în total? 490. Deci numai cireșile au depășit. Vedeți? La cireșe ne-a ieșit cât ai zis 504, da? Dacă le adunăm, vine 4, 7, 574 kg în total. Păi să spunem că numărul de lădițe cu vișine... Ne întoarcem la 6. La 6. N-a mers mâna lui... Cu Vicky. Cum? Vicky? Da. Vicky. Vicky. Vicky, mă, gata. Așa. Vicky mi-a venit în minte să zic Vicky, așa am înțeles eu, pentru că nepoțelul meu îl cheamă Victor și îi zice Vicky. Și de aceea am zis Vicky repede, da? Deci, pe scurt, ne-am dat seama că am depășit. Deci, cu 5 lădițe n-am ajuns, cu 5 lădițe n-am ajuns la cantitatea aceea, că era numai 410. Cu 7. Cu 7 am depășit. Și atunci, e bunul simț, ne spune că trebuie să mergem cu cu 6 lădițe. Iar mergeți să faceți voi raționamente, faceți calculele. Ia să vedeți dacă merge cu 6. Ia să vedem noi dacă merge cu 6. Merge cu 6. Cum o să gândim? 6 lădițe. Ne dă 482. 6? 482. Dar cât a dat la 62? Da. Unde e 62? Nu, nu, am greșit. 6 lădițe cu vișine ar cântări 6 ori 10, 60 kg. Da. De câte ori am zis că e mai mult? De 6 ori, nu? Da, da. 6 ori 6, 36. Deci 36 ar fi lădițele. 492 mie mi-a dat, da. Lădițe cu? 492, trebuie să ne dea. Da, da. 490 ai spus tu. Da. Ori nu-i păcălitul. Scria 90. Da? Dacă ai citit bine problema? Dacă n-ai citit-o bine. 2. 492? Da. Aici am scris 92. Ai spus 490. Deci 492 este corect, da? O să facem mulțirea. Asta ne-ai făcut figura. O să facem mulțirea. Da. O să facem imediat. Dar să terminai 36 rădițe cu cireșe. Deci facem mulțirea. Da. Și noi e bine. Hai, te rog. 36 ori 12? Da, da, da. 36 ori 12, da? Se mulțim pe 36 cu 12. Acolo, acolo. Aici. 36 ori 12. Ori 12. Nu se bate. Așa. Nu se bate. 2 ori 6 ori 12. 7. 1 ori 6, 6. 1 ori 3, 3. 2. 432 de kilograme, da? Deci 36 ori 12 egal cu 432 kilograme. Ce sunt acestea? Cireșe, da? Da. Și acestea ce sunt? Vișile. Da? Și acum, în total, înseamnă că avem 492 kg. Da. Da? În total, 492 kg de fructe. 492 kg de fructe. Copii, așa se cheamă probleme prin încercări. Da. Deci am aplicat o tehnică de asta. Nu se putea și altfel. Asta-i. Dar se poate și altfel. Acum, dacă regăsim și o altă idee, suntem cei mai tari. Dar atenție! Totuși ne-am descurcat. Că am presupus că ar fi 5, am luat și noi la întâmplare un număr, 5. Și cu 5 n-am ajuns. Atunci am zis, hai să modificăm. Luăm 5 lădițe de vișine, 5 lădițe de vișine, 30 sunt de cireșe, am înmulțit 5 ori cât? Ori 10 și 30 ori 12 și n-am ajuns până la cantitatea de 492. Și a fost Richard cu ideea, hai să luăm 7. Și am mers cu mâna lui. N-a fost corect. Și n-a fost corect, am depășit. Dar nu-i nimic. Am făcut pe varianta lui ca să vedem dacă, mă rog, ne apropiem sau depășim. Și ideea că am fost că am depășit. Și atunci am venit și am atacat problema cu cât? Cu 6. Și cu 6 ne-a dat perfect. Luăm și în calcul că Ștefania ne-a încercat atent. Eu prima dată am încercat, am auzit 492, nu 492. Mai eu am scris prost. Da. Asta. Eu sunt vinovatul. Aveți dreptate. Dacă tu ai scris 492, noi avem 492. Și eu am scris 490 și vinovat sunt eu. Înseamnă că Ștefania a scris corect și nu eu am greșit. Bun. Atenție, copii. Știți ce vreau să vă spun? Eu vreau acum să găsesc o idee frumoasă, nu prin încercare. Dar să știți că și tehnica prin încercare asta a fost bună. Când am zis, asta depășește, asta n-ajunge, 5 n-ajunge, cu 7 o depășit și cu 6 e unica variantă pe care am găsit-o. Deci este o 6 o tehnică. Dar eu vreau acum să fac problema cel mai elegant, să pot găsi deodată. Aici e problema. Vreau să găsesc deodată numărul. Cum să fac? Trebuie să ne vină în minte ceva la kilogramele astea, că nu degeaba. O degeaba. Ce-ai până să facem? N-aș vrea să dăm o idee deodată, să fie o idee frumoasă, foarte interesantă. Dar și eu vreau. Și voi vreți. Dar să ne vine ideea aceea de unde să o găsim. Asta e povestea. Să cadă din cer. Din cer, așa. Ne rugăm la Doamne, Doamne. Și Doamne, Doamne, ne punem minte. Asta să știi, că asta e cea mai tare chestie. Doamne, Doamne, ne punem minte o idee acum. Dacă noi ne rugăm, să vezi tu cât de interesant este. Tu ești convins de asta. A ta, să știi că așa se întâmplă. Dacă ne punem nădejde la Doamne, 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 ne pune idei. Voi aveți, mi-am dat seama că sunteți catolici, nu? Voi. Da. Și aveți paștere acum. Da, și eu sunt catolic. Tot catolic. Pa! Deci, Doamne, 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 acum, acum ne pune în minte o idee, să știți. Nu mai să ne rugăm acum. Trebuie să fie o idee. Știți cum e la matematică? Parcă intră așa pe întuneric într-o cameră și întuneric, de asta, așa când decidim o problemă și ne lovim de toate colțurile, de la șifonier, de la buna, de la alta și deodată, ce căutăm? Căutăm întrerupătorul și când l-am găsit, s-a făcut lumină! Așa și cu o idee. Dacă vine o idee acum, suntem extraordinari. Cum să facem? O să-l faci. Doamne, ajută-ne, nu? Asta e o figură și jumătate. Hai să-i spun părintele cum stăteai tu și te ruga, Doamne, Doamne. Da, frumos. Frumos, da. Da, da, într-adevăr, așa se întâmplă, dar să ne rugăm cu adevărat. Cum să ne vină nouă idei. Cineva? Îi vine în minte vreo idee acum? Da. Ia să vedem la ei. Dar vreau să văd puțin dacă e bine. Ok, vreau să le egalăm? Hai că e o idee frumoasă, să vedem cum o mușcăm. Să le egalăm. Nu. Hai să ne închipuim. Mie îmi vine acum o idee în legătură cu cum făceam la probleme acelea cu găini și iepuri. Presupunem că ar fi toate de la același fel. Știți bine cum spuneam, toate capetele ar fi găini, nu? Și atunci distribuiam numărul de picioare. Și aici... Mi-a dat aici cum? 432. 432. Cum mi-a dat acolo? Cum ai găsit acest 432? Am făcut 12 ori 6 și mi-a dat 72 și după 72 ori 6. Încă o dată. Aaa, dar 36, e ascuns pe 36. Da, 36 ori 6. Dar nu, Noemi, vreau raționament frumos, frumos, tare de tot, să reușim o idee. Eu mă gândesc așa, dacă toate lădițile ar cântări la fel, câte 10 kg, precum vișinele, atunci ar trebui să fie, nu știu ce cantitate, să ne gândim. Dar pentru că lădițele de cireș au 2 kg în plus, fiecare lădiță, probabil diferența de... Ceva trebuie să ne vină în minte, nu ne lăsăm. Deci, ați înțeles ce zic eu? Zic așa. Dacă toate lădițele și de cireșe, și de vișine, ar cântări 10 kg, atunci înseamnă că, gândind noi nu știu cum, într-un fel, cantitatea de cireșe și vișine, la un loc, ar să fie mai mică decât 492. Pentru că ne rămân 2 kg la fiecare ce? La fiecare lădiță. Deci, copii, hai să gândim așa. Deci dacă ăsta e prețul, dacă ăsta e prețul la vișini, preț la vișini. Nu prețul. Cantitatea, da? Cantitatea, adică la vișine înseamnă așa, 10 kg, da? La cireșe, atenție! la cireșe, se întâmplă ca 2 kg să fie în plus 2 kg. Iar mai iau încă o dată prețul de la o nouă lădiță. Iar încă 2 kg în minus. Deci fiecare lădiță de cireșe are cu 2 mai puțin față de lădița care? Față de lădița cu vișine. Înseamnă că la fiecare lădiță de cireșe pierd 2 kg. Că eu le gândesc ca și cum ar fi de 10 kg. Deci lădița de cireșe are cu 2 în plus. Dar nu știu cât să fie numărul de lădițe de vișine. Că dacă aș avea un număr de lădițe de vișine, știu că e 6. Atunci, numărul lădiților de cireșe este de 6 ori mai mult. Da? De 6 ori mai mult. Adică 36. Dacă e 36, că știm noi. Dar dacă n-am ști... Dacă n-am ști tabla mulțirii? Nu, dacă n-am ști că e 6 la început vișine. Știm soluție, nu că tabla mulțirii. Dar aici vreau să insist, să văd o legătură frumoasă. Trebuie să prind problema. Nu mă las. Fetelor, mă ajutați! Richard, bază la tine! Păi facem echipa amândoi, mă! Richard, din de rău. Da? Facem echipa. Hai, veniți lângă mine, nu la tablă, ci cu mintea lângă mine. Da? La tablă, da? Așa. Vreau să mă urmăriți. Cum încerc eu să dezbat problema? Vreau să mă... să sesizați un lucru. Deci, eu pierd la o grupare de... ca și cum aș avea un grup de cireșe, de vișine, pierd de 2 ori numărul ăla. Și fiindcă de 6 ori, 6 ori 2 ori numărul respectiv pe care îl pierd. Trebuie să mă ajutați voi, că nu mă descurc. Trebuie să mă ajutați voi. Dacă pierd de fiecare dată 2 lădițe... 2 kilograme. 2 kilograme. Putem să facem 12 împărțit la 2. De ce 12 împărțit la 2? Pentru că de la fiecare lădiță se pierde câte 2 kg. Și dacă știm că o lădiță e 12 kg, putem să facem împărțit la 2 și aflăm 6 lădițe, atunci știam noi. Băi, ce interesant este 6 ăsta. E datul peste 6 ăsta, că 12 împărțit la 2, da? 12 împărțit la 2. S-o prode să fie 6. Poate s-o prode să fie 6. Nu văd logica. Nu văd raționamentul așa tare, să stea în picioare. Păi dacă de la fiecare lădiță se pierd 2 kg și știm că o lădiță e 12 kg, facem 12 împărțit la 2 și aproape câte kilograme au rămas. Nu mai duce. Nici nu te pot combate. Fete, nici nu mă pot certa cu tine. Nu mă pot certa. N-am argumente să mă cert. Dar nici nu pot să te sprijin. Așa că ce facem? Uite. Dar aici trebuie să fii miezul problemei. Aici trebuie să fii. Aici se filmează probleme și vreau neapărat să te o faci. Este 6 ăla. Tu acum pe 6 lei ca fiind pentru numărul lădiților de bici și pornește problema. Da, da, eu așa, nu știu, și tu simți că nu e așa prea... Da? Nu prea ești mulțumită de raționamentul ăsta. Și de aceea, repet, nu mă cer cu tine, dar nici nu vine să fiu de acord. Ce facem? Ne mai gândim la problema asta? Ne gândim? Nu ne vreți să mă gândiți? Da. Hai să facem următorul lucru. Să filmează tot. Poate cineva, cuiva îi vine vreo idee. Cuiva de acasă care le urmărește? Sigur că da. Și ne sună acum. Acum? Da? Spunem. Dacă ne puteți ajuta, noi nu ne putem descurca. Și suntem într-o... Am făcut problema, suntem mulțumiți. Da. Sunați-ne și ne ajutați-ne și ne dați o idee. Da? Bun. Dacă nu ne sună nimeni, vă propun următorul lucru. Ne mai gândim până de data viitoare. Da. Nu? Și dacă cumva. Și mai ne gândim și dacă ne vine o idee, o să ne întâlnim. Eu mâine nu sunt aici, duminică. Dar nu venim, nu? Luni neapărat. Dar noi avem problemă pentru Ștefania. Deci ești rezolvată. Numai că vrem noi o idee frumoasă. Asta e toată povestea. Da? Facem chestia asta? Da. Ne gândim și eu mă gândesc. Că nici eu nu știu. Și cei de acasă se gândesc. Nu știți să faceți? Nu știu să fac. De ce? Dar de ce credeți, bă, că eu trebuie să le știu pe toate? Așa credeți? Nu știu câți ani de... De ce? Cu matematică. Hai mă copii, dar sunt poate posibil și eu să nu le pot face. Dar ce posibil? Nu e posibil? Probleme de clasa 4-a? Și de atâția nu știți. Mă copii, dar că nu știu. Dar credeți-mă că acum eu n-am o idee adevărată. Că dacă aș fi avut-o, v-aș spune-mă. Da? Să le dau la buțătare. Nu! Că noi avem idee, problema e rezolvată, da? Deci există această metodă prin încercări. Deci tehnica care am avut-o e deșteaptă. Corect. Dar noi avem acum fixată în mintea noastră ideea că trebuie să fie și o altă rezolvare mult mai frumoasă, mai elegantă. M-ați înțeles? Deci asta vreau eu de la voi acum. Și noi așteptăm o idee frumoasă mâine. Poimâine. Sau poate vine un telefon. Gata. Hai să trecem la a doua problemă. Gata. O părăsim. Așa se întâmplă. Când nu ne vine ideea, părăsim problema și poate până la sfârșitul. Poate până la sfârșitul orei, până când se termină ședința noastră, s-ar putea să vină o idee. O ștergem. Nu, o ștergem aici, ca să nu ne jucăm. Gata, trecem la următoarea problemă. Vă rog. Moș Miron vinde 21 kg de miere în borcane de 800 de grame. Mierea mea o vinde moșul. Deci vinde moșul mierea mea, da? Miere de almin, da? Bun. Zicem. Moș Miron vinde... 21 kg de miere. 21 kg de miere. Atenție, foarte frumoasă problema. În borcane de 800 de grame. Deci, 21 kg miere în borcane de 800, da? De 800 de grame. Da? În borcane de 800 de grame. Gata, suntem atenți. Gata, da? Suntem atenți la problemă. Respectiv 500 de grame. Deci în borcane de 800 și de 500 de grame. Da? 800 și o altă categorie de 500 de grame. Bun. Câte borcane de fiecare fel vinde Moș Miron, dacă în total sunt 33 de borcane? Gata. 33 de borcane. Deci, sunt 33 de borcane. 33. 1, 2 și așa mai departe, până la 33 de borcane. Aici sunt și de 500 și de 800. Nu, sigur, care sunt de 500 și care sunt de 800. Păi nu le știm. Da, nu știm, că Câte sunt de 800 și câte... Seamănă cu găini și iepuri. Într-o curte sunt găini și iepuri. Dacă, în total, capete sunt atâtea. Nu. Hai că legați-vă de problema aceea, că merge acum. A, da? Merge, sigur merge în tehnica aceea. Haideți! Hai, uitați-vă pe problema aceea cu iepuri și găini, că e teribilă. Merge! Merge! Hai, aștept de la voi! Deci dacă ar fi toate... 21 de kilograme cât înseamnă în grame? Păi le transformă, că ai învățat asta școală. Exact. Așa. Deci 21 de kilograme înseamnă în hectograme, nu? Decagrame și urmă grame. Deci 21 kg egal cu 210 hectograme egal cu 2100 decagrame. Da? Și egal cu 21.000 grame. Nu? 21.000 grame. Atât că am rezolvat asta. Da. Yeah. Mulțumesc! 2, 1, 0, 0, 0. Putem să facem, să presupunem că toate sunt de 500 de grame și facem 21.000 ori 500. Nu știu cât o sunt. 21.000 ori 500? Împărțit. Așa. Nu. Minus. Atenție, nu, că noi e minus, nu e plus. Băi, presupunem că toate ar fi cu două picioare. Da. Adică toate ar fi cele 33. 33 din oricare parte a spus, nu? Da. 21.000 ori 300. Atenție! Presupunem că toate ar fi cu două picioare. Adică toate ar fi cu câte grame? Toate ar fi cu 500 de grame. 33 ori 500. Păi altceva. Da? 33 ori 500 ca să vedem. Poftim. Da? Poftim de ea ce vrei să facem. Da? Deci 500 ori 33 de borcane. Presupunem că toate cele 33 ar fi de 500 de grame. Da? Așa. S-ar face 16.500. 16.500 de grame, dar tu câte ai? Câte grame ai? 21. Și facem 21.000 minus 16.500. Ca să vedem câte grame sunt în plus. Cât mai avem la dispoziție. Cât mai avem la dispoziție, excelent! Deci, din 210.000 grame... Și ne dă 4.500. Bravo! Grame. 4.500? Ah, da. Din 210.000 scădem pe 16.500 și obțineți... 4.500. Ce face cu 4.500 în plus? Împărțim la 800. La? 500. La? 800. La? 20. La 500. La 21. La 33. Nu. La 200. Nu. La 500. La găini cum se întâmpla? Când avem atâtea picioare la... Știu. La 2. La 300. La 300. 800 minus 500. Asta era. 800 minus 500. Poftim la 800. Păi, dar diferența dintre... A, da, 300. Cum a fost în diferența dintre două picioare și patru picioare? Era 2 picioare. Deci împărțim la 300. Ca să vedem... Atenție, atenție. Ștefania, hai să vedem. Să discutăm încă o dată. Atenție, copii. Deci toate cele 30 de borcane presupunem că sunt de 500. Fiind de 500, consumăm doar 16.500 de grame am consumat. Da. Mi-au rămas încă în plus... Da. Câte mi-au rămas? 4.500, da? Da? Asta înseamnă că în borcanul de 500, care era mai mare, mai pun 300 ca să fac 800. Da. În altul pun iarăși de 300. Și transformăm borcanele de câte? De 500, de facem borcane de 800. Da. Gata, gata. Da? Le facem 800. Deci, Ștefania, trebuie să gândim așa. Ștefania și cu toți ceilalți, zicem așa. Deci era borcanul așa. Erau și borcane mari. Erau și borcane mari, da? Dar nu știu câte. Și de la loc erau și sunt borcane mici. De 500. Da? De 500. Eu pun în toate, pe ăsta de 500 le umplu. Da? Și pun și în ăsta tot 500. Numai 500 pun. Ele au... Ce am în plus? Cât am în plus? 4.000 și cât am în plus? 4.000 și... Hai spuneți voi, că de 21.000 credem 4.500 de grame. Pentru că pun odată 300 de grame aici și l-am făcut. Și pe l-am făcut plin. Pun 300 de grame, l-am făcut plin. Pun 300 de grame și l-am făcut plin. Și întrebarea este de câte ori am să pun de 300? 4.500 împărțit la... 300? 15. Așa. Pot să fac eu? E făcută, da? Rapid, da. Face cât? Face ca 5, 45 împărțit la 3 și face 15, da? 15 borcane de câte? 15 borcane de câte? 800. De 800 de grame. 15 borcane de 800 de grame și 15 borcane de 800 de grame și 21.100 minus 800 și aflăm câte... Sau din 33. Din 33 scădem pe cât? Pe 15. Pe 15. E cel mai rapid. 33 minus 15. Egal cu 18 borcane mici. Borcane mici. Ah, da. Astea sunt de 500. Fiți atenți, ce frumoasă problemă, că s-a legat cu iepuri și cu găini. Deci, practic, ce-am făcut? Bine? Da. Deci, așa. Deci, practic, cum am gândit noi aici? Haideți să fiți atenți, da? Atenție, copii. Cum am gândit? Ia să vedem dacă timpul s-a făcut. S-a umplut. 47. 47. Schimbăm și...